Potopul care s-a abătut asupra orașului seara trecută a făcut prăpăd în mai multe zone. Cei mai afectați au fost cei care stau la case, în special în zona autogării. Subsolurile și beciurile le-au fost inundate și doar cu ajutorul pompierilor au putut să scape de puhoaiele de apă. Apa a fost evacuată de către 3 echipaje de pompieri care au intervenit cu 4 motopompe în 10 subsoluri din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Cetățenii au fost foarte speriați de faptul că apa le-a inundat curțile și subsolurile locuințelor și au solicitat ajutorul pompierilor. Au fost pagube? Pagube materiale nu au fost înregistrate de către pompieri, însă apa produce de cele mai multe ori efecte negative. Ploaia a provocat pagube și în piața Mircea, unde acoperișul a cedat din cauza greutății, iar plafonul s-a distrus. Echipele de muncitori au început dis de dimineață să lucreze. Pagubele sunt minore, a picat puțin din tavan, dar după cum vedeți, noastră se lucrează rapid, azi dimineața au început lucrările, sperăm că până diseară se și rezolvă această problemă. Pagube materiale mici, am putea spune, dar a trebuit să intervenim pentru că exista riscul să se agraveze. În afară de problema subsolurilor, ploaia a făcut ca pe mai multe străzi din municipiu circulația să se desfășoare cu dificultate din cauza cantității mari de apă care a supra-solicitat sistemul de canalizare.